Un fost luptător în Galele Cheioane a văzut în strada din fața casei un ring de box, iar în vecinii săi următorii adversari. Bărbatul pare să fi avut o ieșire complet necontrolată. A ieșit din casă gol pușcă și a început să ia la bătaie pe oricine a ieșit în cale. Unul dintre vecinii lui a ajuns în stare gravă la spital din cauza loviturilor primite. Am auzit ajutor, ajutor de vreo 3 ori. Am ieșit cu băiatul la poartă, l-am văzut jos. Am văzut că ieșit 2 copii de la el din curte, alergând încolo, strigând după lume, ajutor, ajutor, tata moare. Pe strada din fața casei, fostul luptător, acum în vârstă de 41 de ani, a oferit o prestație de zile mari. Cum niciunul dintre adversarii săi nu avea experiență în ring, fostul luptător a terminat fiecare bătălie prin knockout. M-a lovit, m-a pus jos, m-a călcat cu picioarele aici. Zice, nu-ți fac nimic, nu-ți fac nimic, așa când se apropie de tine, pac, îți trage un pumn. Deci, vă dați seama ce mișăleaște o lucrat. Acesta este doar unul dintre cei 2 vecini pe care bărbatul l-a băgat în spital. Cel de-al doilea, un bărbat de 49 de ani, este în stare atât de gravă încât nici nu poate să vorbească. S-a lipezit la el în mașină și l-a agresat. A zis că vrea să-l omoare, l-a trântit jos. Fostul luptător nu s-a oprit însă aici. A început să spargă geamurile mașinilor care treceau prin fața casei sale. Mergeau copiii la trei la Cluj, duceau un nepot de-al meu cu mașina și mi-a trântit-o piatră în parbriz. Acum mă duc astăzi să fac rezolvații la poliție. El a ieșit din ograda lui Imperia Goală, a luat un petrej și a izbit în parbriz. Eu am aici tot parbrizul înflorit. Agresorul a fost oprit într-un final de mascați. Doar ei au reușit să-i facă față. Un bărbat de 41 de ani din localitate se desplasa dezbrăcat, a agresat 2 persoane și a distrus parbrizele a 2 autoturisme. Cel în cauză se afla într-o stare de surexcitare extremă, era incoerent în vorbire și în gesturi. Bărbatul a fost condus la un spital de psihiatrie pentru o evaluare medicală. Și asta deoarece nu este la prima astfel de ieșire. În urmă cu 13 ani, el a agresat un grup de chinezi din Suceava. Atunci s-a ales doar cu o amendă.